Zeci de studenți tineri și cadre didactice și-au dat întâlnire la evenimentul aniversar de 35 de ani ai programului Erasmus+. În cadrul Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă, beneficiarii programului din Republica Moldova au împărtășit experiența viitorilor participanți. Tot aici a fost organizat și un târg al proiectelor Erasmus+. Reprezentanții universităților din țară au venit cu zeci de oferte, atât pentru studenți cât și pentru cadrele didactice, pentru a promova programul Erasmus+ și a stabili noi parteneriate. Studenți interesați, li s-a comunicat care sunt acele destinații de studiu. Aici sunt actuale iarăși proiectele finanțate de Uniunea Europeană. Studenții află despre posibilitatea iarăși de aplicare pentru acest program dual. Cel mai mare proiect, de pildă, este Leadership și Management pentru instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova. Avem proiecte care țin de dezvoltare antreprenorială. Studenții s-au arătat interesați de programele prezentate. Aș dori foarte mult anume în Franța cu Universitatea din Strasbourg, pentru că cunosc limba franceză. Este foarte bună ofertă pentru tineri, pentru că pot să-și dezvolte aptitudinile lingvistice. Am aflat că sunt foarte multe oportunități pentru a studia peste hotare. Cred că este important pentru noi, deoarece acumulăm o experiență bogată. Până în prezent, grație suportului programului Erasmus+, în Republica Moldova au fost implementate 83 de proiecte Tempus, peste 6.000 de mobilități academice și peste 8.000 de mobilități pentru tineri. Este un eveniment organizat de atât de universități și pentru universități, pentru cadrele didactice, pentru studenți, beneficiarii programului Erasmus+, să-și împărtășească experiența. Ministerul Educației și Cercetării a susținut plenar mediul academic și universitățile, încurajându-le să participe la programul Erasmus+. În Republica Moldova, proiectele Erasmus+, sunt implementate începând cu 1994 pe dimensiunea învățământului superior și a tineretului. Programul pentru perioada 2021-2027 pune un accent pe incluziunea socială, pe tranziția verde și pe cea digitală. Un alt obiectiv este promovarea participării tinerilor la viața democratică.